Doamna Ana Maria Pătru, având în vedere situația juridică, a luat decizia de a înainta de îndată demisia din funcția de președinte a Autorității Electorale Permanente. De asemenea, procesul va continua și mâine vom merge la judecător în vederea continuării urmăririi penale și lămurii situației de punct de vedere a măsurii penale. Adică a fost reținută. A fost reținută. Vă mulțumim. A fost reținută, domnul avocat. Avocatul Ana Maria Pătru.